semn de prietenie pentru... Da, în seara asta avem ghinioane, văd. Așa. Deci, în semn de prietenie pentru relația aceasta de lungă durată cu domnul profesor Ciprian Ion, Corul Aleteia îi acordă o medalie, un simbol al relației noastre de prietenie și de respect pentru tot ceea ce face pentru noi. Să știți că povestea continuă. Dacă... Nu-i nicio problemă. Dacă prima parte am vorbit despre început, problema tehnică s-a rezolvat la momentul potrivit, cât să vorbim despre premii și despre competițiile naționale. În anul 2011, corul și-a încercat pentru prima dată forța competițională. Marele premiu obținut la concursul național Buna Vestire de la Fundul Moldovei a fost un succes încurajator, ce i-a determinat să se înscrie la mult disputatul festival Lăudați spre Domnul, organizat de Patriarhia Română. În 2013, corul a câștigat etapele eparhială, mitropolitană, concurând în etapa națională cu coruri de mare forță expresivă și aducând de la București premiul al doilea. În sufletele oamenilor din Aleteia, acest moment a creat premisele dorinței de a demonstra mai mult, având mereu încrederea că pot și că se poate. Iar roadele acestei dorințe n-au întârziat să apară. Și continuăm această seară cu Astăzi s-a născut Iisus Hristos, compozitor Gheorghe Duțică, iar solistă va fi Elena Cărăuță, Sus la înaltul cerului, compozitor Mirabela Castillo Osuna, solistă va fi Simona Tanasă și Bucură-te, Maică Sfântă, compozitor Iustina Nedelcu și membră a acestui cor încă de la începuturi. Îi ascultăm! Thank you.
Noi avem o poveste lungă cu această colindă, compusă de domnul profesor Gheorghe Duțică. Am cântat-o, ne-a plăcut foarte mult și am cântat-o în toți acești ani la două voci, pentru că așa a fost compusă inițial. Și anul acesta domnul profesor ne-a făcut așa un cadou să o aranjeze pentru patru voci, pentru cor mixt, și a sunat extraordinar. Sunteți de acord cu mine că e un șlagăr nemaipomenit? Și în semn de mulțumire și de respect pentru domnia sa, îi îmânăm și noi o medalia de 10 ani a corului Aletea. Oh.
Am vorbit de premiile naționale și a venit timpul să vorbim și despre validarea internațională. În 2016, Corul Aletei a primit în componență o nouă generație de studenți, mulți basarabeni vorbitori de limbă rusă și care povesteau cu pasiune despre frumusețea exprimării corale din spațiul slavon. De aceea, poate nu întâmplătoare, a fost și înscrierea la concursul internațional Kolotsky Blagovest din Republica Belarus. Oportunitatea de a reprezenta România la această competiție a venit pe neașteptate și îngrămădiți printre bagaje într-un microbuz, au călătorit o zi și o noapte de februarie la minus 20 de grade ca să ajungă în Grodno și să câștige marele premiu, concurând cu Rusia, Ucraina, Belarus, Polonia, Franța și Iran. În luna mai a aceluiași an, Aletei a primit invitația de a concura din nou, de această dată în Polonia, la concursul Hainovka, unde a obținut premiul întâi, demonstrând că mâna aceasta de oameni cu suflet mare au puterea să facă lucruri extraordinare. În 2017, succesul din Belarus și din Polonia a atras atenția elitei muzicale din Rusia. Invitația onorată de a susține un concert în stagiunea Conservatorului de Stat din Moscova a fost o experiență de înaltă ținută, ce a arătat că membrii corului Aletea, prin munca și talentul lor, și-au câștigat un loc bine meritat în spațiul interpretării corale internaționale. Și în următoarea parte a acestui concert veți asculta Fii vesel, iubit creștine, compozitor Romeo Cosma, Citinele, citioare și Trei crai, compozitor Viorel Munteanu, vorbim de o lucrare din suita a doua de Crăciun, în care solistă va fi Elena Cărăuță, și Laila Ișor, compozitor Tudor Chiriac, o altă lucrare din suita de la Tiras până la Tisa. Să-i ascultăm! Ți-am adus la cunoștință și la dreapta ta credință. Nu, nu ia să ne închinăm credincioșii să-i strigăm. Slavă ție în vecie, mila Domnului să fie, mila Domnului să fie. Slavă ție în vecie, mila Domnului să fie. Și nouă spre bucurie și nouă spre veselie. Slavă ție în vecie, mila Domnului să fie, mila Domnului să fie. Slavă ție în vecie, mila Domnului să fie. Și nouă spre bucurie și nouă spre veselie. Și nouă spre bucurie și nouă spre veselie. La anul și la mulți ani.
Domnul profesor a fost alături de noi încă de la început. El a fost mentorul nostru, mentorul meu. Doctoratele cu domnia sa mi le-am dat. Nu pot decât să-i mulțumesc din suflet pentru tot ce a făcut pentru noi și să ne dăruiască în continuare lucrări la fel de frumoase și de inspirate precum cele pe care le-ați auzit mai înainte. La mulți ani! No.
Respectându-și deviza numelui, corul Aletheia a dorit să exploreze noi spații, de data aceasta din stiluri diferite de muzică. În 2018 s-a înscris la prestigiosul concurs Cecilia Seghizzi din Italia, unde a obținut premiul al doilea la secțiunea jazz și premiul întâi la secțiunea gospel, concurând cu coruri de o înspăimântătoare expresivitate din Indonezia, Filipine, Italia, Ucraina, Franța, Iran și Spania. Iar în 2019, adică anul acesta, a câștigat 3 premii întâi la secțiunile folclor, muzică sacră și muzică contemporană la competiția Singing World din Sankt Petersburg, unde a concurat cu coruri din 50 de țări. Premiile speciale pentru cea mai bună voce solo a Antonia Cucerenco și cea mai bună interpretare a unei lucrări sacre au fost un prilej suplimentar de bucurie pentru membrii corului Aletheia. În următoarea parte a acestui concert veți asculta Let It Snow, aranjament oferit de Sandu Bantaș, Carol of the Bells, aranjat de Pentatonix, la percuție va fi Julian Tudor și Deck the Halls, compozitor John Rutter, corul Aletheia. Yeah.
Ca să-i cântăm o lucrare în seara asta, dar am cântat-o atât de mult și ne-a plăcut atât de tare, încât trebuie să-i dăm o medalie și domnului profesor George Dumitriu, care a compus troparul Sfintei Parascheva, pe care corul Aletea l-a cântat în concursul Lăudați spre Domnul și unde a venit laureat acasă. George Dumitriu. Ce frumos! Parcă intrăm astfel, altfel, în atmosfera de sărbătoare cu asemenea colinde, nu-i așa? Haideți să-i mai aplaudăm o dată! E ziua lor! Să știți că n-au fost mulți cei care le-au dat șansa să ajungă aici, dar cei câțiva oameni care au crezut în ei au pus bazele unei manifestări muzicale care a mers nesperat de departe. Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Primăria Municipiului Iași, Consiliul Județean Iași au acoperit financiar o mare parte din deplasările în străinătate prin finanțarea unor proiecte culturale care au adus prestigiu Iașului. Doamna dr. Roxana Chiruță a fost primul sponsor ieșean care a dat imagine frumoasă acestui cor, dăruind rochiile sopranelor și altistelor din cor și fiind alături de cor în toate ocaziile. Și o invit chiar acum pe scenă pe doamna dr. Roxana Chiruță. Să știți că doamna a fost printre puținii oameni care au spus așa, nu m-am dus la ea să cer bani, ci pot și a zis, haideți să vedem ce mai facem. Și întotdeauna zice, voi face ceva bun. Doamna, doctor, vă mulțumim.
Da, sunt atât de importanți acești oameni pentru comunitate. De asemenea, părintele Constantin Andrei contribuie la fiecare concert și competiție, de altfel succesul corului Aleteia, fiind în același timp și succesul Bisericii Bărboi, și îl invit aici pe scenă pe părintele Constantin Andrei. Credeam că ajungem aici, dar dacă am ajuns, nu avem decât să ne bucurăm, să felicit din toată inima. Este un cor de notorietate și se înscrie cu adevărat în marea panoplie a corurilor țării noastre. Trebuie să ne bucurăm, să-i stimulăm, să-i încurajăm, să-i aplaudăm și celor tineri să vină să le solicite să le cânte atunci când vor primi cununa pe cap, adică la cununii. O felicit din toată inima pe Dorina, pentru că ea a continuat ceea ce maestru Vintilă a adus în corul Bisericii Bărboi, cor înființat de profesorul Ciopată, continuat pentru puțin timp de maestru Pavalachi, apoi maestru Vintilă, Furtună Ionuț și Dorina, care a știut acest mănânc de tineri să-i adune, să-i țină în mână și sigur să se lupte cu unii care sunt, să ne iertați, mai indiferenți față de artă, față de ceea ce înseamnă sacru, față de cultura noastră. De aceea, frumos, spuneați, domnișoară, la început, că s-a întâlnit dimensiunea artistică cu cea umană și eu aș adăuga cu cea sacramentală, care i-a stimulat foarte mult și care au ajuns departe. Nu vă opriți aici, mergeți mai departe. Noi, sigur, puțin v-am ajutat. Sperăm să vă ajutăm și mai mult, dacă nu eu, alții, cei care vin în urma noastră. Noi vom preda ștafeta celor tineri și le dorim ca să continue ceea ce noi am făcut și să vă sprijine în tot ceea ce faceți frumos pentru țara noastră, pentru orașul nostru, care a putut să fie auzit în marele orașe ale Europei, și pentru tot ceea ce înseamnă pacea lumii și frumusețea și arta noastră. Mulțumesc foarte mult! E atât de important să știi să spui mulțumesc și noi continuăm cu lista mulțumirilor. Îi mulțumim domnului Teofil Bălteanu, este omul care a făcut posibilă înregistrarea în condiții tehnice deosebite a concertului din această seară, pe care vă reamintesc că îl veți putea urmări de Crăciun pe TVR Iași, Apolonia TV, Radio Iași și Radio Trinitas. Îl invit alături de noi pe domnul Teofil Bălteanu. Talent, efort uriaș, modestie și foarte mult sacrificiu. Numele tău este Aleteia. Sunteți România. Voi sunteți România. Respectul și prețuirea noastră pentru ceea ce faceți și suntem mândri de voi. Thank you.
Da, și suntem mândri că sunt ai noștri, sunt de aici, din Iași. Mergem mai departe. Îi mulțumim și domnului Constantin Comănescu, care a ajutat corul Aleteia să ajungă în Rusia anul acesta, contribuind totodată la organizarea evenimentului din această seară. Îl invit pe domnul Comănescu aici pe scenă. Și numai preamintiți să veniți. Părintele Cătălin Urserescu a fost alături de corul Aleteia în toate proiectele și de aceea membrii corului Aleteia țin să îi mulțumească din tot sufletul. Mulțumesc foarte mult, sunt onorat să primesc această medalie, care de fapt este a dumneavoastră, a tuturor celor care faceți parte din corul Aleteia. Iubesc muzica, îmi place foarte mult muzica și dansul, pentru că sunt componente sau sunt atribute ale omului care dorește să acceadă în superioritate, în apropierea lui Dumnezeu și odată cu aceasta iubesc și pe toți cei care fac muzică frumoasă și nu pot să nu spui da când te roagă Dorina Iușcă. Nu se poate, este imposibil. M-a frapat permanent de câțiva ani de când ne cunoaștem perseverența ei, dorința de a promova și de a crede în proiecte frumoase. Și de aceea le-am susținut și le voi susține în continuare cu toată inima. Îmi sunt dragi toți membrii corului. Am fost împreună la Moscova acum 2 ani de zile. Sunt o echipă foarte frumoasă. Sunt niște tineri minunați pe lângă noi, cei care mergem către partea a doua a tinereții. Dar m-am simțit tânăr, plăcut, impresionat și mândru că sunt român în Moscova. Și nu numai că sunt român, că sunt preot, că reprezint biserica și neamul românesc la cele mai înalte culmi. Vă felicit încă o dată și vă doresc mulți, mulți 10 ani de acum încolo. Dumneavoastră, cei care ați venit în această seară, nu știu dacă ați văzut afișul acestui eveniment. L-ați văzut? Nu e frumos? E superb, mie mi s-a părut superb. Să știți că firma Darlington, croitoria de flori, a oferit spațiul de Crăciun în care a fost realizat afișul concertului din această seară și rugăm să vină pe scenă un reprezentant al firmei Darlington. Le mulțumim frumos, oricum vă spuneam, e un afiș superb. Eu am crezut că e făcut undeva în afara țării. Mulțumim, bineînțeles, și Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, în stagiunea căreia a avut loc concertul din această seară. Iar în ultima parte a concertului vom asculta Domn să înălțăm, compozitor Radu Zanfirescu, Iarna pe uliță de George Coșbuc și ni se va alătura și actorul George Cocoș de la Teatru pentru Copii și Tineret Luceafărul din Iași, Bătrâneasca en Song oferit de Sandu Bantaș și Zicala Dobei și În vârfuțul muntelui Florin Comișel, iar la fluier va fi Ciprian Juncă. Ascultăm corul Aleteia! Să-nălțăm, Mesia iluminos, Domn, Domn, să-nălțăm,
și veselie, dom, dom, să învățăm. Ca să s-a născut Iisus, dom, dom, să învățăm. Slavă pentru cei de sus, dom, dom, să învățăm. Slavă pentru cei de sus, dom, dom, să învățăm. Barnăvalnic vuiet vine de pe drum. Sunt copii cu multe sări, de pe coastă vin țipând și se împing și sar râzând. Prin zăpadă fac bătănii vrând nevrând, gură fac ca roata mori. Și de-a varma se pornesc, cum prin garții căciuvesc, vrăbind gură și când norii ploi vestesc. Cei mai mari acum din spadă stau pe împeierate puși. Cei mai mici de foame aduși se scâncesc și stau grămadă pe la uși. Colo-n colț acum răsare un copil al nu știu cui. Largi din coț sunt pașii lui, iar el mic, căci pe cărare parcă nu-i. Hai, mai măturând pământul și-o târăște avea cinci ca el în cap în ea. Să mai bată sorul vântul, dacă vrea. A, el e sol, precum se vede. Măsa l-a trimis în sat. Vezi? De aceea e încruntat și s-avântă și se crede că-i bărbat. Cade în brânci și se ridică, dând pe ceacă cu țintel toată lâna unui miel. O căciulă mai voinică decât el. Și tot vine, tot înoată. Dar deodată cu ochi vii, stă pe loc. Să mi te ții. Colo, zgomotoasă gloată de copii. El de grabă înjurchitește vreun ocol, căci e pierdut. Dar copiii l-au văzut, toată ceata năvălește pe-ntrecut. Uite-mă, căciula, frate mare, cât o zi de post. Aoleu, ce urs mi-a fost, au îndânsa șapte sate adăpost. Unii le-au grăbit la vale, alții în glumă parții țin. Uite,
fără pic de vin sau jurat să îmbete în cală pe creștin. Vine o babă încet pe stradă. În cojocul rupt al ei și încins cu sfor de tei, stă pe loc acum să vadă și ea. Ce-i? Soțelește rău bătrâna pentru micul barbă cot. Ați nebunit de tot, puiul mamii, dă tu mâna să te scot! Ci că vrei să stingi cu paie focul când e în clăi cu fân și apoi zici că ești român. Beata babă a intrat în laie la stăpân, ca pe o bufniță o înconjoară și o petrec cu chiu cu vai și se țin de dânsa scai plină strânta ulicioară de alai. Nu e chip să-i faci cu buna să-și păzească drumul lor. Râd și sar într-un picior, se învârtesc și țipă într-una mai cu zor. Baba și-a uitat în vătu, bate, înjură, dă din mâini. Dragilor, sunteți bătrâni, mai gămează-vă cu pătru ca la fin. Și cu pătru se învârtește ca să-și facă în jurocol, dar abia e locul gol și mulțimea năvălește iarăși stol. Astfel tabăra se duce lălăind în chip avan. Baba în mijloc, capitan, scuipă în sân și face cruce de satan. Ba se răscole și câinii de prin curți și sar la ei, pe la gardul. Ies femei, se urnesc mirați bătrânii din bordei. Ce? Pe drum, atâta zarvă. Nu-i nimic, copii strângat. Ei, auzi, vedeai așa mari? Parcă trece adunătură de tătari. Tineri talentați la Universitatea Națională de Arte. Să știți că George Focoș mi-a fost student. În 2014 el a recitat Iarna pe uliță la fel de frumos de ne-am ținut cu mâna de burtă de tare ce vedeam. Și am ținut mult să-l invităm la concert în această seară și cred că și dumneavoastră v-a plăcut. Așa este? Haideți. Îl puteți vedea pe George Focoș la Teatrul Luceafărul. Și acum, dacă tot am vorbit de tineri talentați, în cazul în care ați uitat, urmează o piesă compusă de un talentat, un inteligent, Sandu Bantaș, pe care l-am prezentat cu drag de multe ori și îl prezint încă o dată, cu o suită, cântată în prima audiție absolută, o suită cu, în care a luat citate folclorice din zona Bucovinei, citate pe care le-a găsit în cartea domnului Viorel Bârleanu, pe care l-aveți aici în spate. Cele două generații și-au dat mâna ca să vă ofere următorul moment. Bătrâneasca and songs. Sandu Bantaș. Da, 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 da
Cântați bine, nu greșiți, fi de gospodar și înstiți. Așa joacă patronii, când înfloresc alinii, alinii s-au scuturat, patronii s-au săturat. Voi ca mai gavim neunere, parca și un săt cu miere, dar cu miere s-au șăuăți, tot așa nu s-au și pus. Numai triși la bataie! Yeah!
Și în încheierea spectacolului nostru, care sperăm că v-a plăcut, vreau să vă împărtășesc din un sentiment pe care l-am avut la toate aceste concursuri din străinătate. Trebuia să mergem pe scenă, că nu ne lăsa alături de dirijor cu mai mult de o persoană. Și întotdeauna, că erau 50 de coruri, cum a fost acum în Sankt Petersburg, trebuia să mă duc cu încă o singură persoană. Cu cine poți să mergi să iei premiul? Cine e mai valoros decât mai unul decât celălalt? Toți sunt extraordinari. Și de aceea am avut mereu o strângere de inimă, că medaliile care ne s-au dat sau diplomele tot timpul au fost una. Și nu știam cum să le împart. Așa că, în calitate de președinte al Asociației Culturale a Corului Aletheia, m-am gândit că înseamnă de prețuire pentru prietenia și pentru anii ăștia în care am tras împreună, am mâncat din aceeași pâine și am băut din aceeași sticlă de apă și am îndurat același frig, să dăm câte o medalie membrilor corului, având totodată posibilitatea ca dumneavoastră să-i cunoașteți pe fiecare în parte. Sunt oameni extraordinari. Și să începem. Am să-i enumăr eu, să știți că am aici o listă cu numele, lista e într-o ordine aleatorie, așa ca să nu se supere nimeni. Antonia Cucerenco. Ana Maria Alexa. Aliona Paciurcă. Elena Cărăuță. Simona Tanasă. Mihaela Spulber. Domnica Gheață. Ionela Secuianu. Elena Jvetki. Justina Nedelcu. Eu am aici și Dorina Iușcă. Felicitări. Florin Birică. Sandu Bantaș. Filip Chiuariu. Justin Platon. Paul Bâlha. Iuliana Vasiloae. Iulian Fodor. Ciprian Juncă. Viorel Bârleanu. Și Gabriela Vlahopol. Surpriză, domnul Ilie Văluță, compozitor din Chișinău, vă rugăm să veniți alături de noi. Ce aveți acolo?
Stimată audiență, dragă corală Aleteia, bună seara! Noi venim de la Chișinău și București. Și vă spun de ce. Sunt bunelul lui Sandu Bantaș, am venit cu familia. Cu părinții și cu frații lui Sandu. De la Chișinău venim cu chipul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, care este pe sculptura lui Alexandru Plămădeală. Și de la București sunt membru al Asociației Culturale Române Ideal, cu sediul la București și Chișinău. Deci, diplomă de excelență se acordă corului Aleteia Iași 10 ani pentru întreaga activitate și promovarea valorilor culturale românești. Președinte, academicianul profesor Vasile Căpățână, București, 30 noiembrie 2019. La mulți ani! Mai rețin două minute și jumătate, nu cred că mai mult. Coro Aleteia cumva și-a încheiat misiunea în această seară. O cântat, l-ați aplaudat, o primit medalii, a dat medalii, a primit diplome, a primit laud și așa mai departe. Deci, a fost o încheiere a celor 10 ani. Dar să nu uităm un lucru, că astăzi avem un eveniment, un grupaj de evenimente foarte important, grupaj care are dimensiunile naționale. Suntem în cel de-al patrulea sau al cincilea ceas, părinții știu mai bine, liturgic al duminicii din mâine, 1 decembrie, ziua României. Un eveniment de care trebuie să ținem cont. Tot astăzi, l-am văzut pe Andreiuțu, nepotul dumneavoastră, este serbat, cel care o adus cuvântul lui Hristos pe meleagurile noastre, de acolo, din Dobrogea și s-o împânzit peste tot, e vorba de apostolul Andrei. Și noi avem foarte mulți Andrei și foarte multe Andrei. Tot astăzi se comemorează și trecerea în neființe a celui care este numit, cum să vă spun eu, întemeietorul de școală românească în Transilvania, Andrei Șaguna. Moment foarte important. Iar alaltieri, s-au împlinit 101 ani de când ducatul bucovinean a semnat unirea cu regatul românesc. Deci, momente extraordinar de importante pe care e bine în entuziasmul nostru să ne le amintim. O sarcină deosebit de frumoasă, onorantă, extraordinară pentru corul Aleteia, dar și deosebit de grea. Ne-am pus problema cum să ne prezentăm în fața dumneavoastră, că vă respectăm și ne respectăm cu toții, acest moment care se adune într-un fel spiritualitatea română de pe toate, sau de aproape toate provinciile noastre românești. Și am făcut în felul următor. Să vedeți dacă o fi ieșit bine sau nu. De fapt, să conștientizez un fapt. În anii 70, mergeam cu colegul regretatul Florin Bucescu prin Bucovina, știți, țara fagilor, pe Valea Sucevi în sus, și moș Miron Pătrăucean
avea 83 de ani atunci, acum nu mai este, bineînțeles că nu mai este, ni cânta tare frumos, ni cânta cântă cucu un doi faganiu, coprins neamțu doi ciobaniu, cântă cucu pe un braduțu, disau din Cernăuț, măi. În Transilvania, în Ardeal, de fapt, cântă, circulă o melodie circulată, dar cred că circulă și acum, în orice caz, inclusiv în manualele școlare se găsește, melodia este ardelenească, George Breazu, în Patrium Carmen, spunea că această melodie este adusă de transilvăneni și în Muntenia, deci o întâlnim și în București, deci am venit Bucovina, Transilvania, mă duc la București și când zic cam așa zice melodia, cum îi zice aici, la început, la început, ăsta spune cuvintul. S-a dus cucu de pe aici și și-o lăsat pui mici, cucule. I-a lăsat după tulpină să-i crească mamă străină. Melodia asta, pe care auziți dumneavoastră, o intrat și în manuale și este cântată din dumneavoastră. Melodia asta, tot cu cucu, s-a dus cucu de pe aici, s-a întâlnit cu textul lui cânte cucu în doi fagani și cânte cucu pe un brăduț de sau din Cernăuți și au născut un alt cântec, ca așa se nasc cântece, au născut un alt cântec, un alt cântec pe care l-a preluat, îmi trebuie Basarabia, n-am Basarabia, dar am găsit-o, pe care a preluat-o un compozitor basarabian, Tudor Chiriac, ați ascultat o piesă de-a lui la Ilăișor. Tudor Chiriac a prelucrat-o pentru cor mixt, iar de la Tudor Chiriac am luat-o noi și vă prezentăm dumneavoastră. De ce l-am luat pe Tudor Chiriac? Pentru că Tudor Chiriac, basarabianul, este profesor universitar aici, în capitala Moldovei, la Iași. Deci am adunat și Moldova, și Basarabia, și Bucovina, și Transilvania, și Muntenia, cât am putut. Iar mi-aduc aminte de apostolul Andrei, care a umblat și ne-a românizat, ne-a creștinat de acolo, de prin zona Transilvaniei. Era greu să găsesc ideea de spiritualitate și de unitate. Noi corul l-am preluat, l-am învățat și am mai făcut încă un lucru corul. Anul trecut am făcut poză în Piața Roșii, în fața mauzoleului lui Lenin. Am vrut eu așa să fim cu tricolorul și cu mauzoleul lui Lenin, așa. Ne-a făcut scandal, au venit rapid polițiști, duceți-vă de aici, că nu-i voie, etc., etc., și ne-am dus repede ca să nu-i transfere la Donbas. Așa, și am scăpat. Iar anul ăsta, tata meu a fost în război, a fost și prizonier la ruși, asta are importanță, nu că el a fost prizonier, mai amintesc eu chestia asta, așa, și anul ăsta, coro, a fost la, se numea Leningrad, a fost schimbat, știți? Acum a revenit la Sankt Petersburg. Deci în Leningradul dinainte, Sankt Petersburg de acum, a cântat melodia asta, cântă cucua în străinare, coro nostru de la Iași. Zic eu că am făcut un lucru deosebit, să putem să cântăm la unde am cântat. Și încă un lucru, un amănunt. Dintre dumneavoastră, cei care au peste 50 de ani știu, am făcut sondaje, ceilalți mai tineri mai puțin știu. L-am cântat în august, nu în 23. Mulțumim! Mai am ceva de spus. În încheiere, închei totuși închei. E sărbătoare mare, va fi sărbătoare mare toată luna. Doresc să urez Andreilor, mulți ani frumoși, de asemenea dumneavoastră care ne-ați onorat cu prezența, corului care este deosebit de frumos sub toate aspectele, dirijorului corului Dorina Iușcă și tuturor românilor. Și mai am încă un îndemn frumos pe care l-am învățat de la mine din sat. Când era drag de cineva, venea la noi în vizită, mama zicea așa și bunica așa, să mai veniți pe la noi. Cântă cucul, bată-l vina, de la sună Bucovina, cum.
Încă o dată, la mulți ani corului Aleteia. 1 decembrie cred eu că înseamnă mai mult decât fasole cu ciolan, decât discursuri impresionante și parade militare. Înseamnă România și înseamnă unitate. Avem România aici, în fața noastră. Ei sunt viitorul. La mulți ani încă o dată. La mulți ani români, la mulți ani România! Vă dorim să aveți parte nu de sărbători liniștite, ci de oameni fericiți și liniștiți de sărbători. Toate cele bune și să mai veniți pe la noi!